Hai de fratelor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem pe Mate 2 Tiger Ghost pe seria noastră principală. Tocmai ce am venit și eu cu contul de la Farmat, cu contul de, de Pradă. Dar mai ceva videoclipul, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și follow pe Instagram pe care le găsiți jos în descriere. Nu uitați că la 700 de follow pe Instagram avem un giveaway pe Tiger Ghost, plus că fiecare o 100 de abonați în plus ce trece de 700 înseamnă 100 de caca la giveaway în plus. Așa că băgați mare acolo. Plus că am și Discord-ul în descriere unde acceptă invitații cererile tuturor, deci dați-mi dați -mi și pe Discord, o să facem și un server mai târziu un pic. Momentan trebuie doar să accept adările voastre și cam atât. Plus că poate mai avem nevoie de o, o combinație ceva și e mai ușor să scrieți acolo pe Discord. Răspund la totul lumea și pe Discord și pe Instagram oricum și în comentarii, dar și pe joc, așa că oriunde vreți voi puteți să lăsați mesaj. Bă... L-am lăsat contul să bată undeva la 10-12 ore, nu știu exact. Și am făcut 39 de talismane, 35 de talismane cu plus, 13 amulete cu plus, 17 dinți fără plus, 20 de dinți cu plus și 16 îndrămătoare cu plus. Drop destul de slăbuți dacă mă întrebați pe mine. Dar oricum l-am lăsat acolo pentru că nu, nu prea mult le să las în altă parte. În V2 la globuri mi-a zis lumea că e foarte, foarte prost, că 3-4 globuri pe zi sau ceva de genul și 20-25 de caca bucata, adică faci un an pe zi, nu merită absolut, absolut deloc, Mai bine -am las acolo. 2 la mână. Uh. În V4 tot așa mai zis lumea că nu prea merită decât dacă să ai să pui armele pe piață și e un băiat care a strâns 300 de arme, adică nici ele nu prea se cumpără, deci nu merită nici în V4. Cel mai bine ar fi la banderole să mai încercăm o în curată și ar fi bine să primim un, un, loc la Bo, un loc întreg, cum ar veni. Până acum am prins decât o orată un loc la Bo în prima, în prima zi și nu prea mi-a plăcut randamentul. Dar o să, o să încercăm la, la banderole roșii încă să vedem dacă se face mai bine sau nu. Deci, da. Bă, o să bag itemele astea pe contul mare, pentru că trebuie să le vindem și noi. Mama în depus, dacă vine să vomit pe bune. Deci, luăm dinți de orc, talismanele și amuletele și blestemele. Și atât la momentan. Hai să intrăm pe contul mare, care, apropo, nu se mai vinde. Dacă mă întrebați de ce, e bine, datorită mesajelor ăstora din comentarii, le vedeți acum pe ecran, le-am pus eu probabil pe ecran, deci datorită mesajelor ăstora nu se mai vinde caracterul, deci noi nu mai vindem contul. Continuăm seria. Am văzut și... Am uitat ieri să intru la Plagic, am văzut mesaje cum că mă așteptam să continui și spre fermecată și mai mult și mai departe și chiar asta am promis și mă țin de promisiune. Deci a fost un moment mai nervos al meu cu lăsatul, cu astea, cu vândutul contului, Da, nu se vinde niciun cont, fraților, deci o să schimb titlul probabil. Nu o să mai rămână tot titlul ăla, că pe titlul scrie că se vinde și că sfârșit și nu știu ce, dar nu e chiar așa, nu o să se mai vândă contul contul se va echipa. O să luăm o brățară cu diavol și vânt pentru ca să ne trebuie pentru fermecată. O să luăm și o trăvită. Nu știu exact ce o trăvită, dar o să luăm și o trăvită și o să ne ducem direct în fermecată. Bine, dar mai trebuie și niște schimbări ca să băgăm aici 20 diavol. În rest, avem tot setul aproape complet. Imun 10 diavol sunt ok. 15 vânt 10 diavol din nou e ok. 15 vânt pe oțel e perfect. Un caș jumate 5 critică pe papoci care din păcate au prins valoarea atac magică, nu o să prindă valoarea atac, lucky. Colierul 2K5 critică e destul de ok și el. Și cercei cu 20 drop, pentru că asta o să vreau să... O 20 diavol nu drop, mă scuzați, pentru că o să bagăm schimbări în ei. Mai trebuie brățară cu 5 pe vân, 10 diavol cum e, cum e coiful. Și o, o trăvită pe care oricum am venut-o la bani buni, 25 de ani, eu zic că a fost un preț ok. Hai să mergem până în bazar să vedem ce preț au o dar trebuie să schimb eu CH înainte de asta. Așa, am venit pe CH1, aveam și un shop hai să mă duc să văd dacă s-a cumpărat ceva din el. Uh, Activez și magazinele ca să văd dacă găsesc și eu pe la aici. Bun. Și... s hmm, au câteva blesteme și câteva dar nu se vinde, nu se vinde căluguri și nici, nu, nici pe FN-uri nu se vând. O să le mai scade eu în curând în preț. În fine, hai să vedem cât e o otrăvită prima oară. Hai să plus 8. 39,8 ori. ia uite-o pe asta, chat. 39,8 ori. Păi pe asta se și cumpără, ai nebunit? Direct. Adică după ce cealaltă am doar am mult. paia mea prima pe care am făcut-o eu. Nu m-aș fi tămnat, da, dar niciun caz 8 ani. 8 ani e preț bombă, de tot. Eu atunci pe asta, 5 ani. Bun. Era un băiat de dat ce mai devreme că bagă element. Da, vă că nu mai dă. Să luăm un manual fierar să încercăm plusul. Ar merge. Chiar ar merge. Dar înainte de asta hai să căutăm o bărțară. Lacrima cer aș vrea eu Hai să căutăm, plus 9 vreau Lacrimă cer Cu vânt și diavol și fulger mm. Trebuie vânt și fulger 10 vânt, vânt și diavol de fapt 1520 diavol fără vânt, nu e bun 15 vânt, 15 fulger mm. 15 vânt, 10 Mamă am văzut 10 diavol, erau esterici Ok, așa, 15, așa, 15 foc, 10 de diavol 20 drop. Cât poate să coste? 15 pe foc, 15 pe foc. 15 pătrundere, 15 vânt și atât. Am aici 510 pătrundere, la fel. Dar nu prea sunt, de fapt. Da, nu sunt. Hai să căutăm argint. Uite, băiatul. Pizor X. Salut. Aș vrea eu un plus 3. Câte scrie? 4 ani? E bine. O să-i garanție 10 ori, nu 8. Pentru că mie mi se pare că face mai mult o trăvită asta decât pe oricum. 10 vând, 10 orci. 10 fulger, 10 foc. 2 diavol, 2 vânt. Bun asta. Nu găsesc mai un cavaj voastră brățară, deci nu, e nu pe shop de care caut eu. 6 diavol, 10 vânt, 15 fulger. 10 diavol, 10 vânt. 5 ani. Ok. Bă, dacă nu mai găsesc alta pe aia, o cumpăr. Dacă nu găsesc una cu 15 pe vânt, 10 diavol. Dacă nu găsesc niciuna, iau pe aia, evident. 10 foc, nu. 20 diavol. De deci ce nu ai și 10 vânt, mă? 15 pe vânt, 10 diavol, 10 vânt, 7 oni, 15 pe vânt, dar are diavol, 15 fulger și atât, 15 pe vânt, 10 diavol, 9 oni, uite aici, da, 9 oni și 5, nu mai bine iau pe aia pentru 5 vânt. Da, nu, așa facem, o luăm asta, 10 diavol, 10 vânt, 5 patum, de 3 daune, hai că e bun asta. Bun, am cumpărat și brățară, avem și o trăvită, o trăvită pe care o să vreau să pun element, da, să răspundă băiatul, da, Ascendant și un plus la o trăvită asta, să căutăm aici manualul fierarului, manual, 234, un mă, unde-i scump, fratele meu, ce treacu are prețul ăsta manualului, Eu nu pot să înțeleg. Chiar, chiar nu înțeleg. Să-l facem. Am nevoie de 10 în ca și garanție. Bag pe o trăvită. Plus 8, 39. Pămă. Bun, trebuie să așteptăm să găsim pe cineva care ne bagă element și revenim. Bun, aici am vorbit cu băiatul. Azi când dau 8 toni, 8 toni garanție. A zis că dau, oricum 8 toni am dat și pe o trăvită, așa că e ok. Hai fie rar. Bazar, gh okay, de Ok, îl așteptăm să-mi dă negoți. Pe Dașa. Bun. 8 ani. Perfect. Te aștept aici, da? Hai să vedem ce zice. Da, ce bagă? Full. Vân, mă. -mă. sau fuller? Vân, mă. bagă vânt. O să lăsăm contul pe auto, nu are sens să ne talisman, în am uitat la de vânt plus 1, e 9 ani, așa mai bine o să avem putere vânt pe o trăvită. Deci, așteptăm să vină băiatul și revenim după. Haideți să că a venit și băiatul, hai să vedem cât a prins și 10%, bine, 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 vedeți că e chiar bine. Stai să dau mesaj, mersi frumos și eu, la fel. Bă, vedeți că mai bine decât aia de fulger, sincer. Hai că avem o trăvită mai bună decât aia altă. doar Dar că ar trebui să facem noi plus 9 cumva. Dar, na, nu știu cum, că manualul e cam, e cam scump. Mai mai bine și mai întâi încercăm să cumpărăm niște pradă rege de argint. O să luăm de... 3 ori. Pentru că pică metale magice nenegociabile din ele. Așa. Și să vedem dacă ne pică și nouă vreun, vreun metal. În cazul în care pică, dăm o travită la plus, evident. Și aici indică ca 10 bucăți, deci nu prea s-au scumpit. Ia sunt un pic, Prada, Rege, argint, nu de wiki. Mă uit să fiu sigur. Eu așa ține aminte că pică și da, pică, ok. Și pică și vrăjește cu plus din câte am văzut eu ceea ce oricum n-ar trebui, așa că e bine. Avem 50 de bucăți. Ha, ne de să le deschidem, să mergem până la babă, să vedem ce părere are dacă avem și noi noroc sau dacă avem ghinion. Let's go. Ok. Hai să vedem. Ce părere are baba? Am auzit că se sclar văzătoare. Acceptă ceva noroc. Acum, hai să vedem. Carte respingere, Yang. Mă mai Yang mai pică din asta, deci gherlă. Fasole, gherlă și din asta 10. Uite o magică, bun. Și o eșarfă. Eșarfă e de 1, nu? Da. Hai mă, încă o magică, mă. Artificiu, o nemere. Ok, avem doar o, o, magică și trei șarfe. Acum, hai să vedem dacă merge magica, adică doar una oricum voiam. Pe care am dat trei adica adică am ieșit și mai bine. Da, să aruncăm și noi porcările astea. Ok. Și e... ne trebuia... Simbol de război ne trebuie. Hai să mergem să cumpărăm din bazar. Două bucăți, să dăm la plus o trăvita bol de războinic. Uite aici două bucăți. Și hai să vedem dacă merge sau nu. Let's fucking go. Bam! A ieșit. Na, n-a fost să fie. Mersi zenică cred că e cu corul. Bun. Jad Putem să facem ceva la jad? Nu putem să facem nimic. Mm, nașpa, să iau un manual, mă, să încercăm. Hai să luăm un manual. Bun. Avem și manualul cumpărat aici. Hai să de manual, plus o trăvită, plus 8. What? Let's go. Bam. A mers bine, bă, bine, bă. Deci am avut un rol la o trăvită, ceva, ceva de speriat să mori, dacă vă mint. Am luat 8 ori pe o trăvită. Ăla 3 ori, 11 ori. Cu 2 ori, 5... 15 ori. Nu. 8 cu 3, 11 cu 2, 13. 13 am dat și am făcut o trevita plus 9 și mai bună decât aia cu fulger unde și la ea am ieșit cu profit. Deci am avut mai mega, mega, mega noroc la o trevită până acum. Eu zic că e ca lumea, am luăm și brățară și momentan setul de fermecat arată în felul următor. Avem 30 diavol, de ce doar 30? 10, 20, 30, a, ah, și mai trebuie aici, deci 50 o să avem, 50 diavol. Bun, și vânt avem undeva la 50 vânt, plus că o să mai punem și pe costume încă 30, 80 vânt. Eu zic că o să fie destul, destul de rejer Hai să dăm și în pe șarfele astea nebune. Nu mai mai vreuna prinde pozi, nu? Mai trebuie una ca să putem să facem una de 10. Nu mai am. Hai. Hai. Hai să mergem de mâna astea care care le avem. Haide, mă, mâncați și... Ia uite și Ok. Bine, și evident, după ce schimbăm bonusurile pe cercei, pentru că asta, asta, e vital, deci ne trebuie neapărat 20 de ore aici, o să... Ne trebuie să soane, o să facem content bun chat. Mați, deci m-ați făcut să mă răzgândesc în secunda a 2 când am văzut atâtea, atâtea comentarii cum că vă așteptați să continui vă așteptați să așa mai departe. Am zis, bă, nu trebuie să dezamăgesc, că am promis ceva, trebuie să ne ținem de promisiune și chiar asta vom face. A reușit și și arfa din prima și asta vom și băieți. Țineți minte, nu să mai vinde niciun cont, vom face content puternic din ce în ce mai mult pe acest caracter, pentru că îmi respect cuvântul și vă respect și pe voi și aveți foarte mare de toate. Deci am greșit, îmi asum, o să șterg, o să, ori o să pun clipul ăla pe privat, ori o să-i schimb titlul, așa că nu o să mai vinde nimic. Eu sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe instagram pe care îl găsiți jos în descriere. Sunt și mie un ad pe Discord, dacă luat absolut toată lumea. Eu am fost Joe și noi sigur ne revedem la următoarele videoclipuri. Vă pup, ceau, pa, pa!